Ce ai făcut? Ce ai bun, Taioane! Să ieși în picioare, o? Da, mă, dar m-a dat cu genunchiul. Fix în urechi. Mai dau te rec. Băi, oameni, am terminat de cosit aici. Am și întors, am și strâns cât de cât lucerna asta, prima coasă pe 2019. A rezultat ceva de genul. Asta o să o dau cât mai curând. N-am ce să fac cu ea, dar o să caut să o dau. Și pe degeaba numai să dispar de aici. Deci a rămas foarte, foarte bine terenul. N-a fost chiar așa de murdară, cu foarte multe impurități această lucernă. Acum o să fie curată coasa a doua. Am încercat să salvez cât de mult am putut. Ia uitați, foarte frumos. Aici lăstărișul ăsta. Puieții ăștia o să-i tai octoporul. Iar aici va fi construcția propriu-zis. Deci, o să găsesc eu un autovehicul să văd cu cabină ceva să pot să car cu el. Utilitar, înțelegeți noastră. După cum vedeți, drumul ăla vine și urcă aici, deci pe terenul meu efectiv, până în dreptul ăla acolo. Oricum o să aduc sonda să măsor mai exact, să văd de unde până unde am. Dar circa 60 de centimetri este de aici de jos până sus, la nivel cu drumul. Eu practic la nivelul ăla o să ridic fundația, până la nivelul ăla. Chiar puțin mai sus să văd, nu știu. Și se va întinde cam până unde sunt alea două brazde, până unde încep. Cam vreo 15 metri, așa, cred. Până în nucul ăsta. După aia va mai rămâne exact jumătate. Vor mai rămâne vreo 8 metri, așa, liberi. Și până în fund acolo. Până în fund la bombul acolo. Avem și în alta tensiune aici. Deci în niște fire, sonde dintre astea sunt cam pe la jumatea terenului. Deci sunt vreo 50 de metri, poate mai bine, până la ele, până pe sub ele. Nu mă incomodează deloc, sunt foarte sus. Ia uitați, pomii ăștia frumoși sunt. Deci vine un aer foarte curat, foarte răcoros. Păi, oameni buni, am și cosit iarba cu motocoasa, cu trimărul, cu fir de 2,5, pardon. Un fir mai pentru gazon, așa. Aici nu am gazon. Nu am gazon, dar este iarbă naturală. Negrile, mai ia din ei, bă. Mai ia din ei. Am cosit și prin curte. Deci cam ăsta este rezultatul. Foarte bine cosit, după cum se observă. Aici aveam troscut. Stai. După cum se poate observa, foarte, foarte elegant. Aici am și niște piatră, pietriș, cu grijă, cu masca de protecție, cu sită. Bun. Și în curtea secundară, acolo am câinele. Și aici domnul Purcel. Iar aici grădina de legume, vedeți acolo roșii,
În partea aia, înspre gard, am călșuni. Tot cosit cu motocoasa. Vedeți cum a rămas. Aici am ardeiul, vinetele, țelina, cogoșarul, toate plantate de către mine. Aici niște castraveți. Uitați, aici chiar s-au stricat două roșii. Două gogonele. Le rupem. Astea uscate le rupem. Efectiv. S-au mânat. Nu știu din ce cauză. Bun. Uitați-o pe aceea. Foarte frumoase. Toate roșiile. Aici avem căpșunile. Sper că găsesc vreuna să vă arăt. Ia uitați. Căpșuni de Anglia. Bun. Foarte, foarte bune. Deci nu sunt stropite, nu nimic. Ia uitați. Ia uitați roșii. Ia uitați pere. Mau, cât de bune sunt perele astea. Deci nu vă vine să credeți. Chiar înspre astea le las să se facă mai mult și sunt foarte, foarte, foarte bune. Aici am dovlecii de plăcintă. Fain, frumos. Până în partea aia. Ia uitați că deja a început să facă. Bun. Aici poteca. Și aici lucerna. Le-ați mai văzut la mine pe canal. Deja a început să crească. Are vreo 40 de centimetri. Nu uitați. În partea asta am dovleci. Cam ăsta a fost clipul. Haideți să vedeți un scurt prank. Sau o să-l pun în videoclipul următor. O să mai fac un clip. Deja ați văzut Real Shit Money Prank. Vă salut și toate cele bune. Nu uitați să vizionați clipurile de pe canal. Să le răsfuiți. Vă salut. Pa, pa, pa. Uitați.